că ți-a fost dor de provocări multistratificate și de videouri haioase. Îți propunem să le unim în ceva înzecit de interesant. Începem chiar acum! Numărăm câte pizza sunt aici. Doar 10? Voi am mai multe. Scuze, Mary, dar 100 de pizza am primit eu. Mă bucur pentru voi, dar pentru mine nu. Doar o pizza? Trebuie să născocesc ceva. Știu. Mary, ce ai pe nas? Șterge-te repede. Ciudat, cu ce mai fi murdărit? Ce naivă! M-a crezut imediat! Să se șteargă pe nas, iar eu îi voi fura din salam! Tare! Așa pizza îmi place mai mult! Oh, nu! M-ai păcălit! Știam că nu trebuie să te cred, Zec! Prea târziu, Mary! Salamul e al meu! N-am să ți-o iert! Ce faci cu cuțitul, Mary? Mai bine pune-l la loc! Voi avea nevoie de el ca să-mi tai pizza! Cel mai important, ține-te departe! Minunat! Așa va fi mult mai comod de mâncat! Ce m-am speriat! Credeam că s-a zis cu mine! Nu sunt ranchiunoasă, Zec, nu te îngrijora! Apropo, pizza fără salam nu e deloc gustoasă! Nu mai vreau! Nu face asta! Voi mânca eu tot! Prea târziu, Zec! Stai la locul tău! Dacă voi ați terminat, îmi pot în sfârșit gusta pizza! Poate pun și eu mâna pe ceva! Pizza e așa aproape! Nu spera la asta, Zec! Tu ți-ai mâncat deja porția! Sunt toate ale mele! Nu te apropia de ele! Și ce m-am săturat! Îmi pocnește purtica! Ce faci, Betty? Trebuie să născocesc ceva rapid! Nu pot mânca atâta pizza! Ce mai e și asta? Cine aruncă cu pizza în noi? Oh, nu! Coafiura mea e strigător la cer! Ajunge! Ce bătaie de joc! Vai, se pare că nu trebuia să arunc în partea aia. Te-am prins, Betty! Am văzut totul! Yeah! Unde e mâncarea noastră? Așteptăm! Dar mai întâi să privim cartonașele. Firar, eu trebuie să mănânc fără mâini! Mă întristează! Nici cu o mână nu e deloc comod. Îmi pare rău de voi! Ce bine că eu am noroc! Mai rămâne doar să vină mâncarea! Trebuie să-mi încălzesc mâinile! Ce mai e și asta? Trebuie să mâncăm pantofi? Până acum nu înțeleg nimic! Poate nu sunt adevărați! Cred că trebuie să lămurim asta! Miroase plăcut? Oare ce gust are? Se pare că e ciocolată! Trebuie să risc și să gust! N-am altă variantă! O, da! Aveam dreptate! E ciocolată! Tare! Acum e totul clar! Așa pantof mai zic și eu! Deja îmi imaginez ce delicios e! A fost incredibil! Nu pot reda în cuvinte! E timpul să-mi gust pantoful! M-am gândit la ceva! Îl pot folosi pe post de pahar! Nu e o idee rea? Să vedem ce va ieși! Sunt convinsă că nu voi fi dezamăgită! Oh, no. Oh, ce delicios! Și mai ales comod! Acum pot mânca și pantofiorul! Cum de nu m-am gândit la asta? Nu-i nimic! Mai am o a doua șansă să primesc un pantof! Uite, Monica! Ce-i asta? Nu văd nimic, Ted! Și nici nu vei vedea, prostuțo! Te-am distrat special ca să-ți înlocuiesc pantoful! Nu-i nimic acolo! Nu mă mai deranja! Ce mai e și asta? Nu seamănă deloc cu pantoful meu! M-am prins, hoțule! Ți-am mâncat pantoful! De ce te isterizezi? Și mai au și asta! Uitați așa! Priviți! Asta întrece orice limită! Ajunge! Monica, trebuie să facem ceva! De acord! Ted, ține asta! Îți arătăm noi! Hei, ce faceți? Bate palma! Doar o copșănică? Dar e puțin! Și restul ce-au primit? Wow, câte fructe! Bingo! Și eu sunt șocată de așa porție! Iar eu am 5 copșunele! Vă dați seama? 5 deodată! Sper ca măcar frișca să mărească puțin porția! Cu atât mai mult că și căpșunelele vor deveni mai delicioase! Ce apetisant arată, Mary! Ți-a ieșit un adevărat desert! Și e timpul să-l gust! Nu-i deloc rău! Sunt mulțumită! Dumnezeiesc! Te-ai murdărit toată, Mary! Uită-te la tine! Nu-mi pasă! Și nu vă sfătuiesc să râdeți de mine!
Asta nu se poate termina cu bine. Zec, servește-te! Mulțumesc mult! Ce drăguț din partea ta, Mary! Nu mă așteptam! Credeam că te-ai supărat pe mine! Nu, nu, cum să fac asta? Doar suntem prieteni! Ador căpșunile cu frișcă! Cred că va fi o adevărată bombă dulce! Ce mai e și asta? Nu seamănă deloc cu frișcă! Poate pentru că e maioneză? De-aia nu cred eu pe nimeni și prefer să fac tot singură! Ce multă frișcă! Ce s-a întâmplat cu tunul ăsta? Nu-l pot controla! Ajutor! Oprește-l mai repede, Betty! Nu-mi reușește! Se pare că frișca s-a terminat! Firar, acum suntem murdari! Și totuși e haios și delicios! Și mie îmi place! Sper să am noroc! Să vedem! Firar, trebuie să mănânc fără mâini! E cea mai rea variantă! Fie, sunt pregătit! O mână nu e așa de rău, dar se putea și mai bine! Ce mai? Pe curând! Momentan nu mai am nevoie de tine! Mă puteți felicita! Voi mânca cu două mâini! Ăsta da cadou! Și unde e mâncarea noastră? Asta deja nu mai pasă, sunt dezamăgit! Ciudat! De ce e mâncarea sub capace? Nu, nu! Am văzut cum capacul meu s-a mișcat! Ce monstruozitate mai e și asta? Uită-te mai rapid ce acolo! Nu-mi cred ochilor! E o caracatiță! Acum mă tem să-mi descoper farfuria! Haide tu! Oh, nu! Tot caracatiță! Poate eu am totuși altceva? Mai bine să nu o aflu! E așa un laș! Da, câteodată îmi pare rău de el! Fie, hai să începem mai repede! Ai dreptate! Prezența caracatițelor mă sperie! Cum e? Foarte scârbos! E așa de lipicioasă! De-abia o țin! Poate ar trebui să-i adaug niște sirop de ciocolată? Cu el orice mâncare devine mai bună! Sincer, nu cred că asta va salva situația! Eu zic acum arată și mai rău decât înainte! Dar măcar miroase a ciocolată, nu a alge! Poate-mi va plăcea gustul? Sunt gata să risc să aflu! Iac, nu! E respingător! Mai bine o arunc! Nu sunt pregătită să mănânc așa ceva! Gustă și tu, Monica, poate ție-ți va ieși! Mă bucur că ai încredere în mine, dar mă îndoiesc că pot mânca asta! Mi-a venit o idee genială! Trebuie să prăjesc caracatița, atunci va deveni mai gustoasă! Și se pare că-mi reușește! Ce bine că am avut o brichetă la îndemână! Nu vreau să te dezamăgesc, dar ai exagerat puțin! Acum văd și eu! Caracatița s-a transformat în cărbune! Așa ceva mai bine nu mănânc! Bună! Mi-am revenit! Minunat! Ridică! De ce ați făcut asta? N-am să mănânc o caracatiță! Nu aveți dreptul să mă obligați? Respingător! Rezistă-te! Trebuie să o faci! Wow! Nu e așa rău cum credeam? Ba chiar îmi place! Nice. Doar nu vei mânca toată asta? Noi glumeam, Ted! Încetează! Nu pot privi una ca asta! Caracatița s-a dovedit foarte sățioasă! Simt un râu de putere! Ce mai e și asta? Oh, nu! Mă transform în caracatiță! Ajutor! Nu e amuzant, Ted! Doar o vafă! Sunt obișnuită cu porții mai mari! Așa ca la mine? Păcat că nu voi împărți cu tine! Nici eu nu-s gata să împart cu nimeni! 100 de vafe! Uimitor! De ce v-ați blocat, prieteni? Pornim! M-am gândit cum să-mi fac vafa mai gustoasă! Trebuie să-i adaug bombonele! Priviți ce colorată îmi iese! Arată foarte apetisant! Salivez! Oh, da! Minunat! Bravo mie pentru acest plan! Ce-ți mai place să te lauzi, Betty? Nu-i nimic așa special la bombonele! Mult mai potrivit pentru vafe este siropul de arțar! Va intra în aluat și va deveni foarte delicios! Nu-i deloc o idee rea, Zec? Delicios! E genial! Așa vafe sunt gata să mănânc la mic dejun, prânz și cină! O faci foarte neîngrijit, iac! Relaxați-vă, deja am terminat! Dar n-aș refuza o porție suplimentară! Poate să iau puțin de la Mary? Cine mi-a luat ochelarii? Nu văd nimic fără ei! Așa și trebuie! Oh, nu! Vafele pică! Ce faci acolo, Zec?
Mă tem că porția ta nu mai poate fi salvată. În sfârșit mi-am găsit ochelarii. Unde-mi sunt vafele? Doar ce erau aici. Uite-le! Mary, scuze, s-a întâmplat ceva neprevăzut. Ciao! Noi aici terminăm, iar pe tine te sfătuim să dai fuga la bucătărie după un ceai și multe gustări. Suntem convinși că de la provocarea noastră ți s-a trezit apetitul. Pe curând!